Pentru prima dată, Festivalul de Operă și Muzică Clasică Opera Night se va desfășura în 5 localități ale județului Hunedoara. Asta au decis în ședința de astăzi consilierii județeni. Pentru ediția din acest an, care se va desfășura în perioada 12-16 iulie, vor fi pregătite 5 spectacole de înaltă ținută, care vor fi organizate în 5 localități ale județului, în locații deosebite, oferind astfel posibilitatea tuturor iubitorilor de operă să asiste la punerea în scenă a unor capodopere ale culturii. Tot în premieră, ansamblul istoric Mina Petrila este una dintre locațiile în care se va desfășura festivalul Opera Nights. Alături de Petrila, lista localităților în care se vor organiza spectacole este completată în 12 iulie de Orăștie cu spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi, 13 iulie Brad cu spectacolul Bărbierul din Sevilla de Rossini, 14 iulie Petrila cu spectacolul Carmina Burana de Carl Orff, 15 iulie Hunedoara cu spectacolul Rigoletto de Giuseppe Verdi, 16 iulie Deva cu spectacolul Trubadurul de Giuseppe Verdi.